Stimați ascultători, bună ziua! Iată-ne în direct la Radio Dobrogea, la emisiunea Tânărul Creștin. Discutăm astăzi despre identitatea bărbatului. E o discuție de actualitate pentru că observăm că în măsura în care oamenii nu mai știu cine sunt, apar tot felul de teorii care justifică ceea ce altădată era considerat anormal. O discuție despre normalitate, în principiu, se poate purta cu mare dificultate, dacă se poate purta, e o problemă deja. Fiecare e normal în felul lui, am auzit această dogmă a unei noi concepții despre viață. Discutăm astăzi cu trei elevi, cu Daniel, Mihai și Sebastian. Bine ați venit în emisiune. Prima întrebare, având în vedere faptul că trăim într-o formă de relativism, cum percepeți voi discuția despre bărbat? E un dat sau este ceva care poate fi modificat pe parcurs? Vorbim despre faptul că un om pleacă în viață cu anumite trăsături care sunt predominant masculine sau feminine, sau asta nu contează sau nu există? Consider că te naști ca bărbat, dar pe parcurs poți fi influențat de anumiți factori și chiar și influențe de la alte persoane. Adică poți fi influențat de mediul social și cultural, da? În sensul că afli că există tot felul de variante. Da, și încerci să faci ceea ce îți place, chiar dacă nu ar fi ok să înclini în acea direcție. Consider că orice om poate fi tentat să facă asta sau trebuie să aibă o anumită lipsă de identitate sau o criză ca să poată fi tentat să experimenteze lucruri ciudate. De obicei, după un eșec sau o altă, poate și chiar o depresie conduce în această direcție. Da, sunt de acord. Un om care e împlinit în starea în care se află nu prea ar avea de ce să schimbe radical, să experimenteze lucruri șocante. Da, cum vedeți voi chestiunea asta? Am impresia că genul este folosit ca modalitate de a organiza informațiile, adică cine este clasificat în mod concret ca masculin sau feminin, își rezervă o anumită clasificare a tuturor activităților pe care le face. Așa că mă gândesc că funcționează și invers. Informațiile determină o clasificare a genului, în sensul că... Care informații? Fii un pic mai explicit. Informație din noi, din afara noastră. Din afară. Din mediu. De exemplu, la noi în liceu sunt multe amalgamuri de informații. Și asta determină la un moment dat și amalgamuri de un fel de pseudo-androginie. Așa ceva. Da, dar te întreb și pe tine. Dacă un om trăiește o viață împlinită așa cum e de copil, ce motiv ar avea să descopere și altceva? Ar avea un motiv să experimenteze filozofii de viață? Nu cred că ar fi curios. Nu. N-ar avea de ce, pentru că e bine așa. Deci, asta presupune o criză. Ca să aibă priză idei de tipul ăsta care schimbă radical datele problemei, trebuie să apară o criză. Zi, Mihai, tu cum vezi problema? Eu aș percepe mai mult ca pe o curiozitate. Adică cei tot felul de actori și persoane cu notorietate, da? Da, au încercat să schimbe așa zisul gen. Și cred că e ceva psihic. Adică să... Adică ceva la nivelul minții. Da. Să ai tot ce îți dorești, dar vrei să încerci și altceva. Ceva... Cum se zice, nou. Da, nou. Da, asta presupune că te-ai plictisit de vechi. Da. Să știți că în antichitate, în momentul în care niște culturi, cum a fost cultura greacă, au atins un nivel de dezvoltare, a apărut și fenomenul acesta al crizei de gen. Adică în Grecia, de exemplu,
în timpul lui Platon exista o discuție despre normalitatea sau anormalitatea unor comportamente bisexuale. Există chiar o scriere anume, dacă mi-aduc aminte bine, Banchetul. De ce? Pentru că omul în momentul în care își rezolvă nevoile primare sau în momentul în care trăiește o viață un pic mai artificială, se rupe de contactul direct fizic cu natura, trăiește în palate, trăiește servit de alții, nu mai are experiența utilizării potențialului întreg. Și atunci apare chestiunea asta. Unii explicau, de exemplu, comportamentul ăsta bisexual în armata lui Alexandru Macedon prin faptul că se crea un fel de comunitate exclusiv masculină și acolo puteau să apară și alte chestiuni. Oricum trebuie să spun că în momentul în care au cucerit Persia, grecii și macedonenii au șocat cultura respectivă, iar acest păcat, care în vremea aceea nu era pur homosexual, era bisexual, a fost etichetat ca păcatul grecesc. Uh-huh. Adică avea o denumire clară, a venit de la greci. Nu aveam noi fenomenul ăsta. Ceea ce înseamnă iarăși că e o chestiune de cultură și de mod de viață. În anumite condiții apare criza aceasta. Ce sunt sau dacă aș fi altceva, cum ar fi. Bun, acum, hai să trecem la o discuție de fond. Identificați și voi, gândiți-vă la ceea ce este determinant pentru un bărbat, ceea ce este specific sau caracteristic bărbatului. Acele lucruri, înainte de a răspunde, anunț căile de comunicare. Cei care vor să ne trimită mesaje pot să o facă la 0768123456 prin SMS, tarif normal, evident prin Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea. Putem și fi văzuți și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dacă ar fi să vă gândiți, ce e definitoriu? Care trăsătură face diferența, să spunem, între bărbați și femeie? La ce v-ați gândit? Aș asocia bărbatul cu stilul de viață al unui detectiv și caracterele lui. E foarte interesantă, da, ideea, dacă vreți să dezvoltați un pic. De ce? În primul rând, un detectiv are onoare și are un spirit de aventură care îl face să treacă peste anumite greutăți din viață și îl face mai puternic și descoperă lucruri noi. Și detectiv care urmărește să rezolve ceva. Nu face de amorul artei ceea ce face, nu? El este un om care rezolvă cazuri. Da. Adică își pune în acțiune toate calitățile pentru a rezolva ceva. Da. Ai vrea să punctez pentru detectiv lipsa lui de, de exemplu, locotenentul Colombo din faimosul serial. Ei bine, poate la prima vedere nu pare chiar apogeul masculinității, dar prin faptul că are curaj și perseverență. În primul rând, curaj. Pentru că își acceptă munca și îi place ce face. Cred că curajul este definitoriu pentru masculinitatea. Chiar vreau să dezvolți un pic. Să aduci un argument. De ce curajul? Este foarte bine ce spui tu. Pentru că observăm că frica, în cazul unui bărbat, nu îl masculinizează deloc. Un bărbat timorat, fricos, nu are cum să se dezvolte corect. Te rog. Cred că curajul vine din interesul față de realitate. Este o concepție, putem aduce în discuție și teoria lui Albert Camus despre absurd, cum că omul actual chiar, se confruntă cu multe probleme și trebuie să... Nu găsește imediat o explicație pentru ele. Aici putem introduce religia ca modalitate de soluție, dar în primul rând, revenind la Colombo, el are curaj, tocmai fiindcă înfruntă absurdul activităților umane. Și nu se descurajează. Corect.
cum spunea, are perseverență, nu se oprește la mijloc. Nu spune, nu mai pot, asta este, am încercat, n-am reușit. El e un model de masculinitate chiar spiritualizată, în sensul că calitatea lui cea mai importantă este mintea. Capacitatea lui de a da la o parte ceea ce nu e esențial, de a trece peste subiectivism, pentru că faptul de a fi subiectiv e aproape natural. Simpatizezi pe cineva, nu simpatizezi, te uiți la un om, n-ar fi putut X să facă nu știu ce crimă. În cazul acestui model, nu apare ideea. Un personaj ca acesta ia în calcul orice. Nu există om care n-ar fi putut să facă ceva. Ori asta înseamnă a nu avea prejudecăți. Înseamnă a avea o minte liberă care gândește într-o logică și știe că acea logică, dacă e corectă, îl duce la un rezultat. Are și proba că a gândit corect. S-a descoperit criminal. Exact. Da. Te rog, Mihai. Eu aș vrea să adaug autoritatea unui bărbat. Așa. Atât în societate, cât și în familie. Eu cred că fiecare bărbat trebuie să aibă o anumită postură în familie, un anumit loc, și acest loc trebuie să și-l păstreze. Nu este primit gratis, trebuie să-l și cucerească. Să-l și cucerească, să și-l păstreze. Și haideți să discutăm pe rând despre aceste calități. Ați pomenit de Camus și de mitul lui Sisif. Cum vedeți voi, la nivelul vostru, problemele pe care un tânăr, un băiat tânăr, le poate înfrunta sau ocoli? Care ar fi? Mai concret, unde e necesar curajul? În ce experiențe curajul e obligatoriu și se poate observa că unii chiar fug de confruntarea cu acea experiență. Vă puteți gândi la ceva? Sigur, putem pune semn de egalitate între elev și Sisif, mai ales într-un liceu, fiindcă foarte Sisif, condamnat să împingă un bolovan la deal și să-l vadă răstângolindu-se înapoi la bază pentru eternitate, este foarte asemănător cu activitatea unui elev, fiindcă e foarte ușor să uite de ce lucrează și de ce învață. De ce e la școală. Exact. E un fel de muncă decisiv. Și curajul lui e atunci când se gândește la conștiința lui, la motivul pentru care face tot ce face. În asta constă, fiindcă dacă nu s-ar gândi, e doar un sisif, doar o mașinuță. Și care ajunge la un moment dat să nu mai vadă niciun sens în nimic. Care? Și cum ar trebui să facă ca să fie un sens? Cum vedeți voi ieșirea din absurd? Adică ce pare a fi absurd în școală? Munca sisifiană este o muncă ciclică care se repetă până la nesfârșit în van, fără anumit scop anume. Iar ca să conștientizezi ce trebuie să faci, trebuie să te gândești ce vrei să faci pe viitor și să te fixezi fix pe acel obiectiv. Sau scop. Adică să nu aștepți de la sistem sau de la alții să-ți ofere pe tavă o direcție. Să spună, uite, învață pentru asta. Trebuie să ai și tu o contribuție. E prea comod așa să vină totul de-a gata. Am observat chestiunea asta. Nu s-ar putea să avem un fișier descărcat, așa să știm de ce facem. Pe bine, dar atunci care e contribuția ta? Care mai e satisfacția ta? Ce câștigi tu ca experiență dacă nu reușești tu să descoperi pentru ce ai putea să înveți și cum? De exemplu, învățarea pentru notă merge, duce spre absurd. Adică, până la urmă, și ce vei face cu nota? O să te întrebe cineva când te-ai pensionat ce note aveai în liceu. Mă gândesc. Da. Spuneți, apropo de chestiunea asta, absurdului în școală, unde mai putem găsi? Absurdul? În orice activitate cotidiană. Orice activitate cotidiană neconștientizată, neanalizată. Asta e o muncă decisivă, este de fapt
informația neprelucrată. Și voi cum, tu cum faci, de exemplu? Adică, ce înseamnă analiza? E bine, analiza presupune și a găsi soluții. Camus propune acceptarea absurdului din munca sisifiană, dar religia, de exemplu, este o soluție pentru a propune un scop, dincolo de aparentul absurd al vieții. Există soluții foarte diverse în aceste religii. De exemplu, budismul oferă o soluție, creștinismul oferă o altă soluție. Aici trebuie discuția un pic nuanțată. Una este să ajungi tu la o iluminare, alta este să urmezi modelul lui Hristos și să știi că după suferință și greutăți și nedreptăți există o lume în care lucrurile se așează foarte corect, unde dreptatea domnește, unde cel valoros își ocupă locul meritat și unde nu mai există amestecul de bine și de rău, unde oamenii nu-și mai fac rău unii altora, dar asta presupune credința în existența acestui spațiu și acestei împărății a lui Dumnezeu. Dacă nu există, apare tentația de a ne întoarce la absurd. Ori Hristos exact asta face, adică, uite, eu am trecut prin viață, am trăit 30 și ceva de ani, deși am făcut minuni nemai întâlnite, foarte puțini au crezut în mine, așa că nu vă așteptați ca voi să trăiți o experiență mult mai bună. Am fost omorât când am dorit eu, deci forța mea s-a demonstrat prin faptul că, deși au vrut să mă omoare de mult, cu mult timp înainte, am murit când mi-am terminat lucrarea, nu înainte. M-am lăsat prins, știam cine să mă vândă. Deci sunt niște aspecte pe care un om care crede în Hristos le înțelege. Că cine este al lui Dumnezeu nu moare când doresc dușmanii, nu mor caii când vor câinii, ci că dacă își împlinește o misiune, el va muri doar atunci când va face ceea ce... Exact cum apostolii n-au murit înainte de a realiza ceva. Nu i-a ales Hristos pe ei apostoli și a permis satanei să-i omoare imediat. I-a lăsat să boteze, să convertească, adică să facă o perioadă mai lungă sau mai scurtă această misiune, pentru că altfel ești apostol bun, doar pentru că te-ai ales, dar tu, pe lumea cealaltă, cu ce experiență pleci? Unde e experiența ta de apostol? Așa e și cu oricine crede în Dumnezeu. Are ceva de făcut în viața aceasta cu talanții, cu calitățile date. Credința te ajută să treci, cum spuneați și voi, peste momente în care ți se pare că totul e absurd, n-are sens, n-ajungi nicăieri, drumul e blocat. Credința se descoperă și psihologic, că oferă omului o motivare, îi dă o putere pe care altfel nu ar avea-o. Și se descoperă că rugăciunea are efect asupra funcționării creierului. Eu zic să luăm o scurtă pauză, ne-am apropiat de jumătatea emisiunii, ne întoarcem peste câteva minute în direct pentru a doua parte a emisiunii noastre. Discutăm în vinerea aceasta aici la Radio Dobrogea despre identitatea bărbatului, o chestiune de actualitate. Se pare că discuția despre identitate deja e foarte greu de desfășurat, de organizat, de făcut, pentru că trebuie mai întâi oamenii care dezbat asemenea subiecte să cadă de acord asupra unor premise, pentru că altfel discutăm ca să discutăm, fiecare vine și spune o legendă, o poveste, omul de fapt înainte era, nu știu, crocodil mov și nu ajungi nicăieri, e o discuție fără sens. Am discutat la început despre chestiunea aceasta, dacă a fi bărbat e un dat, în ce măsură ne influențează societatea, cultura dominantă. Am vorbit despre faptul că în detectiv ați găsi... Paradigma, da. Și am vorbit despre anumite calități. Și aici aș vrea să vă întreb în ce măsură cultura în care trăim noi atentează sau, nu știu cum să spun, devalorizează ideea de curaj, de onoare, de ce n-ar mai fi astăzi de actualitate. Ce anume
îndepărtează un tânăr de aceste chestiuni. Mai e onoarea un subiect? Mai e o virtute demnă de luată în seamă? Această involuție este mai degrabă o plafonare, o dorință de a sta la un anumit nivel și a nu evolua. Adică în sensul că vrea să facă lucruri ușoare, nu vrea să mai aibă o anumită onoare, o anumită responsabilitate și astfel se pierde stima de sine. Dar de unde vine chestiunea aceasta? Din faptul că se permite, este posibil să alegi o cale mai ușoară? E lumea de astăzi construită așa încât ni se oferă posibilitatea asta să ocolim greutățile, să nu mai fim sisifi? Prin ce? Avem o teorie cu tehnologia. Așa. În liceul nostru, aproximativ fiecare elev e un centaur cu tehnologia și în sensul că tehnologia încurajează mai degrabă consumatorul decât creatorul. Și avem teoria acum că creatorul este curajosul. Trebuie să fii curajos pentru a crea ceva, dar are legătură cu masculinitatea, mai ales tehnologia, fiindcă, cum am mai spus, încurajează un amalgam de informații. Dar tehnologia dă cumva iluzia puterii. Pentru că eu asociez masculinitatea de putere. Sub diferitele forme, mentală, fizică, e o caracteristică pur masculină, forța. Că vorbim de forță intelectuală, că vorbim de musculară, că vorbim de voință, e o putere. Dă tehnologia iluzia asta? Are capacitatea de a-l face pe un om să se simtă mai puternic decât este? Da, bineînțeles, adică... Prin ce? Care e mecanismul psihologic? E o accesibilitate foarte ușoară la viețile altora, mai ales prin rețele sociale, fotografii și omul care petrece câteva ore pe zi urmărind persoanele apropiate pe rețelele de socializare și creează un document pentru fiecare cunoscut și să-i dă un sens de putere, de poate manipula pe cineva. Aici este discuția. Deci, în loc de putere creatoare, vorbim de putere manipulatoare. Foarte interesant. Iai, tu cum vezi chestiunea aceasta cu tehnologia? Ce iluzii ne dă? Eu consider că am evoluat foarte mult și... Și brusc. Și brusc, da. Adică unii nu își imaginează că în anii 80 nu exista internet accesibil tuturor, în sensul ăsta. Nu pot să-și imaginez. Și avem un acces foarte ridicat la tot felul de informații, atât bune pentru noi, cât și rele, iar noi trebuie să le filtrăm în un anumit fel, să nu le înghițim pe toate cum ni le dă media și... Și chiar rețelele, chiar pe Facebook găsim foarte multe lucruri care trebuie bine cântărite, că nu știm. Știți că se discuta la un moment dat chestiunea aceasta după accidentul de la Colectiv, după incendiu acela, vrem spitale, nu catedrale. Da. Vreau să vă spun că mie mi s-a părut această expresie, că mi-am adus aminte de ceea ce citisem despre Lenin. Leninistă. Pentru că Lenin a lansat ideea asta. Poporul murea de foame pentru că comuniștii au distrus agricultura. Nimeni nu s-a mai ocupat să cultive nimic. Și după 2 ani mureau oamenii de foame, pur și simplu. Nu mai lucra nimeni pământul, că țăranul nu mai vrea să lucreze dacă nu era obligat de moșier. Și atunci Lenin a avut o revelație. Bisericile zbogate, au vase de cult de aur, trebuie să le luăm, că de asta țăranul nu are ce mânca. Vrem mâncare, nu catedrale. Asta era varianta leninistă. Adică, fără să-și pună problema că până la urmă, oamenii au fost cei care au donat bani ca să se cumpere acele vase de cult și că
E o alegere pe care au făcut-o, nu pentru că erau spălați la creier. Asta este mai mult. Să vezi spălarea pe creier doar dintr-o perspectivă și să nu o vezi din alta. Adică câți oameni au trăit o criză că pleacă McDonald's din România. Aici nu vorbim de spălare de creier. Da? Deci, anumite idei, dacă ai o cultură, îți sună cunoscute. Asta am vrut să spun. Și eu citind despre Lenin, imediat am recunoscut logica. N-avem, pentru că noi suntem groaznici, suntem, nu vreau să numesc această atitudine, n-am făcut ce trebuia, dar luăm de la biserică. Că ea are. Asta e o logică pur leninistă. Da. V-am dat un exemplu. Mai departe, discutând despre felul cum influențează tehnologia. Alt aspect sau altceva despre chestiunea aceasta. Că se vorbește despre tehnologie foarte mult, din multe perspective. Cu ce sau cum ar trebui filtrat? Puteți să dați un exemplu de lucru care e asimilat foarte ușor, fără simț critic și care are un efect negativ asupra dezvoltării unui bărbat. Da, avem jocurile video. De exemplu, corect. Care sunt, cred că, în liceul nostru cel mai asimilat, bun. Și creează un fel de irealia, o lume utopică, care te distrage de la realitate. Adică este exact chestia care îl face pe băiat să nu mai fie interesat de activitatea lui, să renunțe la masculinitatea pe care ar putea obține în viața. Care e legătura? Adică de ce satisfacția de a juca un joc nu te ajută, cum spuneați voi, să ai onoare, să ai curaj, perseverență? Perseverența nu e cerută de jocuri. Ba da. Și totuși ce lipsește? Da, trebuie să fii perseverent. Și totuși ce nu e inclus în chestiunea modul aceea? Modul de viață virtuală dintr-un joc este în general fix și are o anumită repetare. E un tipar. Și în viața reală nu este un tipar. Poți întâlni probleme diverse. Când într-un joc poți întâlni cam aceeași problemă, cam în același loc, în aceeași perioadă și știi cum să abordezi după un anumit timp. Dar în viață totul este diferit și nu știi când vine. E vorba cumva de senzația că ai control, controlezi acolo ceva și că în viața reală n-ai niciun control? E ca o fațadă. Noi ne ascundem prin asta, într-un fel. E ca o evadare? Un fel de evadare. Escapism. Da, escapism. Prin controlarea unui caracter într-o lume total paralelă, care nu are nicio treabă cu realitatea și acolo faci practic ce vrei. Ai senzația că ești un fel de zeu. Da. Apropo de ce spuneați, am întâlnit un caz, un băiat care juca Assassin's Creed, dar el era fricos. Adică în viața virtuală era un criminal odios și foarte bine antrenat. În viața reală murea de frică. În momentul în care a dat nas în nas cu un câine ciobănesc, era să leșine. E, aici e ceea ce spuneți voi. Apare iluzia că tu ești într-un fel, iluzia că tu poți ceva, când în realitate, la prima probă, nu poți. Da. Cam asta se întâmplă. Probabil s-a identificat cu dorința lui de a fi așa. De a fi era o compensație. Probabil. Jucând jocul respectiv, compensa ceea ce n-avea. Foarte interesant. Haideți să vorbim un pic despre partea aceasta de inteligență. Poate un bărbat să fie masculin dacă nu-și dezvoltă o anumită înțelepciune, un anumit discernământ? Avem un fel de statistică care spune că bărbații sunt mai interesați de obiecte și femeile mai mult de oameni. Care explică frecvența profesoarelor la clase. Așa. Dar
Nu. Cred că intelectualitatea are o mare contribuție, fiindcă dacă nu află despre valorile pe care ar trebui să le adopte, atunci bărbatul este doar acel sisif compolovanului. Și care nu se întreabă dacă cumva nu există o depășire, o trecere dincolo de asta, un sens al efortului și al muncii. Aș vrea să-l citez în cazul ăsta pe Nicolae Steinhardt, în eseul lui despre neputința bărbatului, în care atunci când întâlnești o parte grea, vă dorește să o treacă, dar astfel își alege cumva drumul spre moarte, făcând hibrisuri și eșuând și ajunge din nou la plafonare. Ai mai pomenit despre plafonare, într-adevăr, ăsta este un subiect foarte interesant, dar de ce nu conștientizează cei de vârsta voastră că trăind un anumit mod de viață se plafonează? Ce le lipsește? Ce credeți voi că lipsește unui tânăr astăzi ca să-și dea seama că un drum, să zicem, consacrat, duce la o formă de plafonare și că trebuie să încerce nu să experimenteze alte droguri sau să se îmbete, ci să încerce să descopere acea poartă către altceva, acea ieșire din ciclul ăsta, din monotonie, din plafonare. Ce ar trebui? Ce credeți că ar trebui să trăiască? Sau? Cred că ar trebui să aibă o curiozitate intelectuală. Foarte bine zis. Pentru că citind, cel puțin, sau analizând, când studii, atunci poți să te dezvolți. Este cel mai bun leac. Este o chestie care trebuie să fie adoptată, dar pentru că universul în care ei își desfășoară activitatea, tehnologie luată ca atare, nu încurajează. Trebuie ceva care să spargă oglinda. Și lucrul ăsta trebuie să vină oarecum din interior și trebuie să fie ajutat, să zicem, din exterior. Iai, cum vezi tu lucrurile? Consider că ar trebui să ne cunoaștem intelectul. Ce înțelegi prin asta? Să ne dezvoltăm un anumit simț, un anumit scop în viață. Adică ca un vis, cum ar fi. Să nu trăim precum ciopârlele. Da, da, să avem un scop. Da, să privim dincolo de ceea ce e imediat, să spunem așa. Da, trebuie să-mi fac temele, trebuie să iau 10 neapărat, pentru că altfel mă comentează părinții. Da, nu, bine, sunt niște lucruri, da, poți să le privești ca un om care are o altă destinație. E ca și cum ai merge cu avionul undeva și tu te-ai gândit numai la următorul sau la aeroportul în care te afli. Mm-hmm, ce fac eu acum? Nu te gândești. Uiți. O să te întrebe cel care ți rupe biletul, dumneavoastră, unde mergeți? Mm-hmm. Da, știți unde mergeți? Păi nu știu, scrie pe bilet. Da, e trist. Adică, până la urmă, scopul educație inventată de om e acela de a-l ajuta să fie mai complet cumva, nu să fie mai plafonat decât cel care nu face școală. Asta e curios. Da. Da, la noi sensul acesta de scop superior e dat la clasă de bacalaureat. Învățați pentru bacalaureat. Da, bacalaureatul fiind vârful dealului, exact. După care bolovanul se rostogolește și trebuie să-l împingem din nou la facultate. Exact. Și după facultate urmează un alt deal și un alt bolovan. Adică e ceva care nu conține un sens. Mm-hmm. Și e o chestiune unde apar motivații colaterale. Nu mai avem timp, o să încerc să mai realizez o emisiune cu voi, să discutăm un pic despre iubire și hedonism. Cred că această cultură hedonistă este antimasculină în esența ei, pentru că un bărbat care de tânăr se obișnuiește să se refugieze în drog, în drog sub forma jocurilor video, într-o stare de relaxare
ca în filme, da? Cum stătea personajul de desene animate Tom întins pe șezlong cu paiul în gură. Visul acesta, așa zis, masculin, nu poate să trezească într-un bărbat nimic altceva decât dorința de a perpetua starea la nesfârșit. Ceea ce presupune că anumite calități n-au cum să se dezvolte în el. Ce nevoie ai de curaj când stai la soare întins pe șezlong? Extatic. Curaj, curaj să ce? Da? Chiar în cazul în care un tânăr merge undeva să bea, nu văd ce curaj trebuie să aibă ca să bea mai mult. În definitiv, în afară de faptul că alții râd de el, se poate întâmpla să moară, dar doar în cazuri extreme, în care exagerează. Vă mulțumesc pentru prezență.